Republica Moldova este paralizată la această oră după ce a rămas fără curent electric. Nu merg telefoanele, internetul, mijloacele de transport în comun, iar părinții au fost chemați să-și ia copiii de la școli. Spitalele funcționează la această oră cu ajutorul generatoarelor. Mai multe zone din țară sunt în beznă după bombardamentul Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean. Urmăriți relatarea cutremurătoare a jurnalistei din Republica Moldova, Viorica Tătaru, de la TV8. Vă salut! Acum o oră în Chișinău s-a deconectat curentul electric și eu am rămas în blocul în care locuiesc. Acum încerc să ies, să văd dacă reușesc, pentru că liftul nu lucrează, am să vă arăt. Sper că n-a rămas nimic blocat. Este cineva acolo? Bine că n-a rămas nimic blocat. Hai că încerc să cobor pe scări spre ieșire. Am fost anunțați că asta se întâmplă din cauza bombardamentelor. Și vin noi imagini Republica Moldova, doamnelor și domnilor, cu traficul din Chișinău, trafic blocat la această oră, pentru că vă spuneam, din cauza penei uriașe de curent, a fost în acest moment a fost o problemă majoră, nu merg semafoarele, instituțiile publice de asemenea sunt paralizate în urma acestei pene uriașe de curent. O reacție de ultimă oră venită de la președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care spune așa, citez, Rusia a lăsat Moldova pe întuneric, războiul Rusiei în Ucraina omoară oameni, distruge cu rachetele blocurile de locuit și infrastructura energetică. Atacurile continuă și acum în Ucraina. Oamenii își scot răniții de sub dărâmături și își plâng apropiații decedați, dar furnizarea energiei electrice poate fi restabilită. Vom rezolva problemele tehnice și vom avea din nou lumină. Toate instituțiile statului lucrează în acest sens. Imagini de ultimă oră din Chișinău, doamnelor și domnilor, pentru că acolo, așa cum vă spuneam, semafoarele nu merg, nici telefoanele. Am încercat să contactăm mai mulți oficiali din Republica Moldova, însă nu se poate stabili această legătură, nici internetul nu funcționează, ATM-urile bancare de asemenea, spitalele funcționează la această oră pe baza generatoarelor. Vreau să vedem ce se întâmplă și în casele din Republica Moldova, pentru că acolo este beznă, iar copiii își fac lecțiile la lumina lumânării. Vedem aceste imagini. Nu avem lumină și îmi fac lecțiile la lumânare. Nu avem undeva de 20 de minute lumină. Și mergem la corespondentul Antena 3 CNN, Cristi Popovici, cel care are mai multe informații despre ceea ce se întâmplă la această oră în Republica Moldova. Cristi, te ascultăm! Bună ziua, Cătălina, bun regăsit tuturor! Este blackout total în Chișinău la această oră și avarii majore în restul Republicii Moldova. Și asta pentru că una dintre liniile cu alimentare, cu electricitate a țării s-a deconectat automat în urma bombardamentelor armatei ruse din Ucraina. Astăzi, rușii au bombardat capitala Ucrainei, în Kiev și orașul Lviv, situat în vestul țării, fiind vizate centrale și obiective energetice. În Chișinău, la acest moment, oamenii nu au curent în case, semafoarele nu funcționează. De asemenea, am văzut mai devreme, troleibuzele au rămas blocate pe traseu, bancomatele la fel nu merg, casele de marcat în magazine și nici plățile online nu funcționează, iar situația durează de o oră, oră și jumătate. În tot acest timp, poliția din Republica Moldova le recomandă oamenilor să stea în casă. Pietonilor la fel să fie atenți în momentul în care traversează pentru că nu merg semafoarele, iar șoferii să reducă din viteză pentru a evita accidentele. Aveți grijă de copii și de vârstnici, le spun polițiștii din Republica Moldova cetățenilor, și să evite plimbările noaptea la ore târzii în zonele mai puțin circulate și nesigure. De ce? Vedem în slide-ul următor. Le este teamă de hoți. Deplasați-vă în grup, nu răspundeți la provocări și evitați persoanele cu comportament suspect. Țineți-vă, foarte important, țineți-vă poșeta sau servieta sub brațul care este opus traficului. Hoții pot acționa prin smulgere, nu vor putea acționa dacă vă protejați bunurile. Sporiți atenția și traversați numai după ce sunteți singuri că o puteți face. În acest moment, angajații companiilor de electricitate lucrează la restabilirea legăturilor electrice pe tot teritoriul țării. Știm foarte bine, România asigură Republicii Moldova peste 90% din necesarul de consum de energie electrică după ce importurile din Ucraina au fost sistate din cauza războiului.
Cristi Popovici, îți mulțumesc pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, se fac foarte multe apeluri la calm în Republica Moldova. Oficialii ies pe rețele de socializare, transmit mesajele așa cum pot la această oră, pentru că oamenii trebuie să știe și să nu intre în panică. Avem imagini de ultimă oră cu ambuteiajele din Chișinău, pentru că, vă spuneam, acolo nu funcționează semafoarele. Toți cei de acolo, oficialii, polițiștii, recomandă cetățenilor să-și păstreze calmul. Vedem aceste imagini. Imagini de ultimă oră, doamnelor și domnilor, din capitala Republicii Moldova, la Chișinău. Vedeți traficul, cel care este blocat la această oră. Autoritățile transmit că încearcă cât de repede se poate să restabilească această rețea de electricitate, dar problemele sunt destul de mari, pentru că, vă spuneam, nu doar electricitatea este o problemă acum în Republica Moldova. Comunicațiile, de asemenea, nu funcționează la parametrii normali, nu funcționează telefoanele, internetul, ATM-urile bancare. De asemenea, în instituțiile publice în acest moment nu există curent. Singurele care funcționează sunt spitalele, care au generatoarele aferente. Școlile și-au suspendat cursurile, iar părinții au fost îndemnați să vină cât mai repede să-și ridice copiii din instituțiile școlare. Ați văzut și oameni din Republica Moldova în blocurile aflate în Veznă, care încearcă să vadă dacă nu cumva sunt oameni blocați în lifturi. Vedem, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă în Republica Moldova. Există și o declarație de ultimă oră făcută de premierul Republicii Moldova. De asemenea, se încearcă, așa cum spuneam, la această oră, restabilirea rețelei de electricitate. Totul din cauza exploziilor de ultimă oră din Ucraina. Rusia a bombardat masiv capitala Kiev, dar și foarte multe puncte importante de strategie energetică din Ucraina și, așa cum știți, Republica Moldova este dependentă în mare parte de energia furnizată de Ucraina. România, la rândul său, furnizează energie electrică către Republica Moldova, dar evident nu la cantitatea cerută, necesară, de cei de la Chișinău. Mergem mai departe.